O gară plină de emoții, disciplină, consiliere și dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a cincea. Bun găsit! Gândește-te la emoții, precum bucurie, frică, tristețe, furie, ca la un râu care curge, căci pe parcursul zilei, fiecare dintre noi poate să treacă prin stări diferite. Iată câteva cuvinte pe care le poți auzi și le poți folosi ca să exprimi ceea ce simți: bucurie, fericire, relaxare, îngrijorare, spaimă, tristețe, amărăciune, nervozitate, furie. Așa cum de la un moment al zilei la altul putem trăi emoții variate, așa și când este vorba despre mai multe persoane. Ele pot simți diferit. Ai fost odată într-o gară de tren, acolo unde vin și pleacă trenuri de călător? Într-o gară poți întâlni diverse situații, ca cele pe care le vom descoperi mai departe. Vă propun un joc de rol chiar într-o gară. Vă prezint personajele. O cumpărătoare furioasă la casa de bilete. A pierdut trenul pentru că n-a fost punctuală, iar acum vrea să-i se schimbe gratuit biletul la următorul tren. Un conductor de tren fericit cu meseria lui, la dispoziția tuturor celor care au nevoie de informații. Alte personaje sunt doi frați periați care nu au mai mers niciodată cu trenul. Și un băiat trist pentru că s-a despărțit pentru un timp îndelungat de părinții lui, plecați la muncă în străinătate. Iată și instrucțiunile pentru jocul de rol. Formați grupuri de trei copii, în care unul dintre voi este personajul principal, așa cum este prezentat în fiecare imagine. Cel care dorește să vină în ajutor. O persoană înțeleaptă, echilibrată și ne vom referi la el sau la ea drept înțeleptul. Și cineva care va observa cum se desfășoară rolurile voastre fără să intervină. Astfel, din primul grup va face parte doamna care a pierdut trenul, înțeleptul și un observator. Din al doilea grup vor face parte conductorul de tren, înțeleptul și un observator. Din cel de-al treilea grup vor face parte cei doi băieți care vor merge pentru prima dată cu trenul, înțeleptul și un observator. Iar din cel de-al patrulea grup va face parte. Un băiat care s-a despărțit de părinții lui pentru o perioadă îndelungată, înțeleptul și un observator. Ca să intri în rolul pe care îl joci, analizează înfățișarea personajului în funcție de emoția trăită. Să luăm exemplul doamnei care a pierdut trenul și care era furioasă. Cum arată ochii ei? Ce exprimă gura? Care crezi că este postura corpului? dar tonul vocii. Ca să înțelegeți cum se desfășoară jocul, vă propun câte un joc de probă pentru fiecare situație. Ce poate spune doamna? Sunt furioasă, am pierdut trenul. Ce poate spune înțeleptul ca să o ajute să se calmeze? Este firesc uneori să fie agitat, chiar nervos. Nu e plăcut să pierzi trenul și să întârzii. Ce ai putea să faci acum ca să rezolvi problema? Observatorul este atent la modul în care cei doi discută și cum se manifestă. După câteva minute, puteți să schimbați rolurile. Iată un nou joc de probă: bucuria. Ce poate spune conductorul de tren? Bună dimineața! Poftiți în vagoane! Ce poate spune înțeleptul? Domnule conductor, e ușor să fiți așa vesel și bucuros? Cum faceți acest lucru? Observatorul este atent la conversație și la manifestările celor doi. Iată un nou joc de probă. Frica. Ce pot spune copiii? Ne e frică să mergem cu trenul. N-am mai fost niciodată. Ce poate spune înțeleptul ca să-i ajute pe cei doi frați să nu se mai teamă? În tren stai foarte confortabil. Poți să te ridici, să te plimbi dacă ai amorțit. Ce vă sperie cel mai tare? Observatorul este atent la dialog, la tonul vocii, intonație și manifestările corporale. Iată și ultimul joc de probă: tristețea. Băiatul plânge. Ce poate spune înțeleptul ca să-l ajute să-și alunge tristețea pentru că s-a despărțit de cei dragi? E firesc să plângi atunci când te simți trist. Te-ai gândit, cum o să vorbești cu părinții tăi pentru a vă simți mai aproape? Observatorul este atent la modul în care cei doi discută și cum se manifestă. Jucați jocul timp de 2-3 minute, apoi schimbați rolurile. Stop! Acum este momentul să vă jucați și să discutați. Să descoperi soluții pentru a vă exprima într-un mod adecvat emoțiile și pentru a vă simți mai bine, dar și pentru a-i sprijini pe ceilalți. După joc este timpul pentru discuții. Gândiți-vă împreună ce ați experimentat în jocul de rol. Ce ți-a plăcut în joc? Ce idee care îți va fi de folos ai aflat? Cum te-ai simțit în rolul de observator? E ușor să nu intervii? Folosește ceea ce ai aflat pentru a fi vesel și bine dispus pe parcursul zilei. Ajută dacă întâlnești colegi sau cunoștințe care trăiesc emoții neplăcute.